Liniște! Ce cauți aici? Am venit să-mi iau partea. Ce parte ai cu ce rușine să fie! Ce parte, mă? Tu n-ai niciun drept aici. Aici e și aurul meu, bre. Ce vorbești, mă? Ce aurul meu? Ce aurul meu? Ce aurul meu? Ce aurul acum aveți clanță toți, da? Ce clanță? Gata! Legați-l de salcie și stați lângă el să nu fugă. O să vedem ce face cu el. Da, mă! Tu te uiți la noi! Să vine el să se pentru paul. Eu am dus cadou salvat copil la tine. Nu, nu trebuie, nu, nu trebuie, nu trebuie. Eu am făcut așa din prietenie, din prietenie. Ce e cadou? O vază. Aha, da. Dar e o vază care aduce noroc. Da, da. Bine, bine, foarte bine. Lasă acolo să nu desfaci. Ioana, e vaza cu aur. Nu trebuia deloc. Nu trebuia. Pentru copii. Pentru copii am făcut-o. Ia să-l chem pe copilul, să joace și el cu babi pe aici. Știi ce copil frumos e? Mulatru, dar e atât de frumos încât ce să fie? Să fie și mulatru și din Filinezia să fie. Și din Antonezia poate să fie după toate limbile pământului. Chiar dacă mie plednește aici o amintim. Să vină aici copilul să se joace. Să mi se joace cu babi, da? Să iau și eu grigurind. Frumoasă vază, frumoasă vază. Îmi dau seama că tata nu mai are nicio soluție, că altfel n-ar fi apelat la mine, nu? E clar că nu mai are nicio soluție. Povestea asta cu Relu i-a dat peste cap de tot. Ai, nu mă fă bulibaș. Ce să fac eu ca bulibaș? Nu știu ce să fac. Mi-e milă că... milă de ei, că îi văd așa neajutorat și că... înțeleg. Irina, mă asculți? Da. Da. Ce, mai e supărată de azi? Sper că nu mai e supărată. Mama. Nu. Hai să dormim, că mâine o să avem o zi grea. Bine. Mama mea, când o să afle? Astăzi o să plec acasă și de seară probabil o să afle toți. Care toți? Părinții tăi și fratele tău, Rolf. Rolf. Rolf este mai mare sau mai mic decât mine? Rolf are 25 ani. Și ce face? Adică, cu ce se ocupă? Ah, Rolf este ofițer foarte ambițios și își dorește foarte mult să ajungă rege. Păi și poate el să conducă un regat la 25 de ani? Reva, regii nu conduc. Regii sunt regi. Nelule, bă, ți s-a cam udat mustața, mă, vrei și tu de-asta cu rahat, cu cacao, dulce, bun. Ia, deschide gura, mă. Poftă bună, prințule. Mersi, mersi. Ia, mă. Mă, Nelule, mă, băiatule, de ce ai făcut tu asta? Sunt bricănat ce vorbi cu tine, ai înțeles? N-am ce vorbi cu tine.
Ce te-a apucat grija de mine? Tu ești copilul meu, orice ai face. Ești crucea mea pe pământul ăsta. Nu pot, nu pot. Trebuie să plătești pentru ce-i putut. Atunci du-te, dracu, n-am nevoie nici de tine, nici de mila ta! Perelule, când vorbești așa? Du-te, dracu, și tu, ia să-mi pun libaș aici! Duceți-vă, dracu, cu toți! Îmi iau aurul, poartea mea și gata, am terminat, plec! Tată-te, dracu, și nu mai tot ce-i poate, băi! Îți iau câtul, băi, îți iau câtul, scot ochii, băi! Nu iei bani nimic, n-ai auzit, ai greșit, plătești! Ține-ți aici că pun câine. Păi dacă așa meriți... Nu mai aduceau? Auzi, asta cu ce e? Asta, nu, asta. Scrie aici. Ah, da. Acolo scrie. Uh-huh. Da, 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 acum am văzut. Nu știu, hai că mă mai gândesc. Doar asta mai doriți? Nu, mulțumesc. Dar de ce ești așa serios? M-am certat cu tata. Din cauza mea? Vreau să mă înghită, nu? Nu-i vorba de asta. Nu prea-i place că stai pe lângă domn Lucian. Într-o zi o să-i demonstrez că sunt mai bun. Sile, dar tu de ce lucrezi pentru domn Lucian? Și ce vrei să fac, Alina? Vrei să mă angajezi și să fac chestii? De ce nu? O meserie ca oricare alta, nu? Și nu-i rușinos să câștigi bani cinstit. Stai liniște, că nu fac nimic rău. Nu mă crezi, nu? Nu o să mai fac nimic rău. Promiți? Da. Dacă vrei, mă și jur. Nu e suficient să-mi promiți. Promit. Ce arezi? Să ne mâncăm și aici? Mie nu mi-e foame. Dar dacă tu vrei... Păi eu că nici mie, mi-e de tine, ziceam, dacă vrei. Nu. Nu te-a serios acum. Stai unde era. Ce-i asta? Asta. Asta e salată verde. Nu asta, mă, asta. Asta. Salată, salată așa. Verde, roșii, castraveți, ardei gras, morcov și ulei de măslină. Ulei de măslină ăla. Păi, nu, e o salată cu toate astea. Vrei? Cred că e bună. Auzi? Bă, eu nu sunt de acord. Firea armasa lui a dracu de fochiu dracului. Ăsta trebuie biciuit și gata. E copilul meu spaniol. Rebuli Bașa, furnalușa lui a zis că trebuie să plătească. Că trebuie făcută pedeapsă. Nu putem să-i dăm drumul? Îl facem să promite că pleacă? Nu se mai întoarce. Da? Dar cine mai crede în fochiul ăsta? Aoleu, firea armăsa lui a dracului să fie. Ăsta trebuie bătut, bă! Trebuie calcat, uite așa, în picioare pentru tot răul care l-a făcut. Dar Gianni, care a răsculat șatra și a adus droguri în șatră, l-a pedepsit cineva? Bă, Cristofore, tu să nu te legi de băiatul meu cel sfânt, care n-a făcut nimic rău. Spaniu! Dacă nu tași bacuțitul în tine și gata, am scăpat de gura ta! Baurică, dă-o! Rebuli Bașa, eu zic că nu e bine să lăsăm părelul să plece. O să ne dă aia amendă, că zice că nu ne-a ținut de ce a zis ei. Uite, îmi chemăm pe furnalul din nou și gata. Păi ce dracu să-l mai chemăm din nou pe furnalul, bă? Tu n-auzi că ăsta fochiul trebuie bătut, trebuie aruncat coloșa în lac să plătească pentru tot răul care l-a făcut. Asta de când gurii tu în fața mea, bă? Ia ieși afară! Aurică! Păi de ce să ies eu, mă, afară? Ieși afară acum! Aurică, nu, las. Lasă-mă că mă duc să rămână fochiul aici. Sulfino, spune-le la toți să nu mai facă nimic până nu-mi vină ea. Să vedem ce e de făcut. Da, Bulibașă. Cuvântul lui Matale la noi e lege.
Ce facem, Aurica? Ce facem cu băiatul ăsta? De data asta nu știu nici eu.